reconstrui FC Barcelona în FC 24. Ei bine, o să fie o reconstrucție interesantă pentru că Barcelona nu o duce atât de bine. Au fost deja eliminați din două competiții în ultimele săptămâni. Este pe locul 3 în La Liga și va trebui să vedem ce va face și în Champions League împotriva celor de la Napoli. Pe lângă toate acestea, știți cu toții că se luptă cu problemele financiare de câțiva ani. După ce au făcut niște transferuri destul de proaste din punct de vedere financiar, precum Dembele, Coutinho, Griezmann și știți cu toții cea mai mare greșeală, plecarea lui Lionel Messi. Și în timp ce filmam acest episod a apărut o știre șocantă pentru Barcelona și anume că Xavi nu va mai fi antrenorul Barcelonei din sezonul următor. Urmează să vină alt antrenor, nu se știe încă ceva sigur, dar vreau să-mi spuneți și părerea aveți despre acest lucru, că Xavi nu mai continuă la Barcelona. Ei bine, tot acest buget de transfer, 166 de milioane, se va duce și vom avea zero buget pentru primul sezon, ceea ce înseamnă că va trebui neapărat să vindem jucători. Această echipă probabil majoritatea o cunoașteți și va trebui să facem mari schimbări la această echipă ca să readucem Barcelona pe drumul cel bun. Trebuie neapărat să-l păstrăm pe Joao Cancelo, care este împrumutat la noi, și vom vedea ce vom face și cu Joao Felix, care tot așa este împrumutat de la Atletico Madrid. Mi s-a părut un jucător bun pentru Barcelona acest sezon și cel mai probabil va trebui să renunțăm la un titular pentru a face bani, să plătim salariile și să îi păstrăm pe Cancelo și Felix. O să mai lăsăm și tineri jucători să mai plece pentru că efectiv nu avem bani, trebuie să dăm și din academie ca să mai reușim să avem câțiva bănuți. Și avem prima ofertă mare pentru Christensen de la Real Madrid și o să încercăm să scoatem orice bănuț posibil. Uite, chiar am scos 50 de milioane pe Christensen, pe care Barcelona l-a luat gratis. Și primim și o ofertă interesantă pentru Rafinha de la Liverpool, care urmează să rămână în realitate fără club. Am văzut și o știrea și mi s-a părut incredibil. Hai să vedem, poate îl vindem pe brazilian pe o sumă bună de bani. O să încercăm 70 de milioane, dar Liverpool nu prea este dispusă să plătească. Haide Klopp, ai nevoie de Rafinha. 65 de milioane pentru brazilian. Și primul jucător care pleacă este chiar Christensen. Danezul pleacă la rivala Real Madrid, dar banii aceștia sunt foarte buni pentru noi. 50 de milioane de euro pe un jucător pe care Barcelona nu plătise absolut nimic. La fel și Rafinha pleacă la acesta la Liverpool, înapoi în Premier League. Am văzut foarte multe păreri despre Rafinha, că n-ar fi un jucător bun, că ar fi un jucător bun, dar nu știu, mi se pare că mai avem variante pe poziția aia și banii ăștia chiar ne sunt foarte de folos. Și transferul pe care noi îl vom face este un jucător pe care deja l-avem la echipă și este vorba de Cancelo, Joao Cancelo, care bă, chiar este un jucător foarte bun din punctul meu de vedere. Din păcate s-a încertat cu Guardiola și Guardiola nu prea se mai înțelege cu acesta. Aș prefera să-l cumpărăm de la începutul sezonului pentru a nu trebuie să plătim mai mult după aia. S-ar putea să mai crească în OVR. O să încercăm, nu știu, apropiat de suma lui. Îl vor pe Gundogan înapoi, dar nu putem să-l dăm pe Gundogan. 65 de milioane, suntem destul de săraci în momentul de față. Mamă, vor 90. Da, se pare că va trebui să ne apropiem de această sumă. O să încercăm un 83 de milioane. Și Guardiola acceptă cu câteva insistențe și va rămâne Joao Cancelo la noi și următorul sezon. Cât despre Felix, nu știu dacă o să avem bani, sincer să fiu cu voi. Va fi destul de scump Felix și va trebui să ne păstrăm și pentru salarii. Ho, ce transfer interesant, Rabiot la schimb cu Gavi, dar nu, Gavi va fi tânăra noastră speranță acolo în mijloc. Mergem și în orice turneu, numai să facem bani, nu contează, mergem la orice turneu amical. Ofertă pentru Araujo, dar nu, Araujo e stâlp aici, am și pe spate tricou cu el, adică mie îmi place foarte mult Araujo, e, nu știu, e genial acolo în apărare, n-am cum să-l dau. Ter Stegen la fel, e prea zeu Ter Stegen, n-ai cum să-l dai afară. Ofertă pentru Ferran Torres de 2 ani la Atletico Madrid. Bă, sincer, Ferran Torres a avut o carieră interesantă la Barcelona, dar în ultimul timp mi se pare că face treabă foarte bună, o să-i mai acordăm niște șanse. Și Joao Cancelo va rămâne la echipă, asta este clar, primim nota C pentru unul dintre cei mai buni fundași lateral, dar oricum, poate puteam să scoatem un preț mai bun, 86 over, poate juca pe ambele părți. Poate juca și câmâni, nici nu știam. Și tactica pe care o să o aplicăm este clar tiki-taka. Nici nu există altă variantă. Tiki-taka făcută faimoasă de Pep Guardiola la Barcelona acum foarte mulți ani.
tiki-taka revine și ceva de genul va arăta echipa noastră. Felix pe stânga, Lewandowski în față, Torres pe dreapta, vom juca cu 3 KM, pentru că nu o să jucăm cu Oriol Romeu, nu avem cum. Este și Gavi rezervă, care să sperăm că sezonul următor îi va lua locul și lui Gundogan. Și apărarea rămâne la fel, am reușit să-l cumpărăm pe Cancelo. Hai să încercăm să vedem dacă ne mai rămân bani și de Felix, 80 de milioane de euro. Dacă ar fi undeva la 55 ar fi perfect, nu mai mult, dar să vedem dacă ne înțelegem cu Atletico și cu Simeone. 73, 62 de milioane, bă, e ok, cred că puteam să ne ducem pe un 60, dar Felix s-ar putea să rămână și el la Barcelona. Și singurele două transferuri sunt jucători pe care îi avem deja, dar problema banilor și-a spus cuvântul primul sezon, hai să acceptăm aici și Felix va rămâne jucătorul nostru și următorul sezon. Echipa ați văzut-o, haide să simulăm primul sezon cu FC Barcelona. Și se termină primul sezon cu Barcelona, cred că și cel mai greu. Haide să vedem cum arată în primul rând echipa. Văd că au crescut și Felix și Torres foarte, foarte bine. Lewandowski doar minus 1. Gundogan era normal să scadă, dar văd că Gavi deja a luat locul, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Apărarea arată super bine, Balde 88 OVR, ok. Și superstarul nostru Victor Roque trebuie să crească și el. N-am apucat să vorbim despre el, dar el ar trebui să fie înlocuitorul pentru Lewandowski, în teorie, pentru că s-a plătit foarte mulți bani pe el, 40 de milioane de lei și sunt foarte, foarte multe așteptări de la el. Lewandowski ar trebui să fi dat golurile, Ter Stegen două asisturi și nu, Lewandowski a dat doar 30 de goluri, 34 de goluri pentru Felix, un sezon extraordinar pentru el, la fel și pentru Ferran Torres, 30 de goluri și pentru acesta, iar pe asisturi au dominat mijlocașii noștri, 14 asisturi de Young, Pedri 12 și Gundogan 11. Hai să vedem pe ce loc am terminat în campionat și câștigăm campionatul după un sezon foarte dificil în care am scăpat de 2 titulari și n-am avut absolut deloc buget, n-am transferat niciun jucător. Bă, e foarte bine. Supercupa Spaniei câștigată de Atletico Madrid la penaltiuri, 8-7 pentru ei. Câștigăm și Cupa Spaniei, ceea ce este foarte, foarte interesant, deja două trofee. Iar începe zic, terminăm pe primul loc, ne întâlnim cu Borussia Dortmund, trecem de aceasta și ne elimină Bayern München. Și final aici foarte tare, Real City. Bă, un sezon bun, nu am de ce să mă plâng, va trebui să îmbunătățim în continuare echipa ca să facă performanțe și în Champions League. În sezonul cu numărul 2 avem și un buget de 140 de milioane, va trebui să renoim niște contracte și sunt curios cu cât rămânem. Și am mai rămas cu 116 milioane după ce am renuit toate contractele. Bă, nu știu ce transferuri o să facem, sincer, va trebui să mai vindem din jucători. Și primul jucător vândut este Inigo Martinez, nu mai voia să prelungească cu noi, era în ultimul an de contract și am zis că este oportunitatea perfectă să-l dăm. Foarte multe oferte aici, mamă, oferte de la Rapid București pentru Garrido. A, mă, să-l dăm pe Garrido, oricum nu-l foloseam. Alex Garrido se duce la Rapid București, foarte tare. Și oferte pentru Robert Lewandowski, bă, a ajuns polonezul la 35 de ani. Bă, nu cred că o să scoate mai mulți bani și chiar avem nevoie de bani să îmbunătățim echipa acolo. Cred că dacă am scoate un 90 de milioane pe el ar fi foarte, foarte tare. Cât de mult îmi place mie Lewandowski, din păcate acesta a îmbătrânit și nu mai este la forma pe care a avut-o la Bayern München. 85 de milioane pe jucători de 35 de ani, mi se pare incredibil. Eu zic că e un transfer foarte bun. Au plecat foarte mulți jucători, jucători care nu ne mai ajutau atât de mult. Romeu, Martinez, Fermin și foarte mulți bine jucători, au mai plecat și în loan-uri desigur. Și avem suma de 259 de milioane ca și buget, este timpul să facem niște transferuri. Și se putea să nu fie primul transfer, am rămas fără atacant, băieți. Nu se putea să nu fie revenirea lui Lionel Messi, 50 de milioane, cei mai buni 50 de milioane investiți, readucem legenda acasă. Mamă, are 22.000 pe săptămână, atât de puțin are la Inter Miami? Da, tată, 84, băi, deci uite, lasă la salariu ca să se întoarcă acasă. Și normal că este un superstar, e normal, revine legenda.
Lionel Messi s-a reîntors să recâștige Champions League-ul cu Barcelona și va fi și titular. Ia uite, Messi numărul 9, păi cine are mă numărul 10? Are Fati numărul 10, dar îi punem înapoi 10 lui Messi. Ia uite-l mă, nu l-am văzut niciodată cu Spotify, că nu cred că a prins era Spotify, dar cel mai bun transfer, trebuie să readucem pe rege acasă, n-ai cum, nu ai cum. Suntem în ultima zi de transferuri și pot să zic că a fost o perioadă de transferuri foarte, foarte reușită. De ce? Pentru că ne-am acoperit toate pozițiile lipsă, l-am readus pe rege acasă în primul și în primul rând și am adus niște rezerve de top, cum ar fi Thiago Alcantara. A venit de la Atletico Madrid, rămăsese în ultimul an de contract foarte, foarte bun aici, undeva la 10 milioane și va fi bun ca și rezervă. Leno, l-am adus pe el pentru rezervă de portar pentru Ter Stegen, desigur. Și am mai adus un fost jucător care a mai trecut pe aici, este vorba de Depay, un jucător versatil acolo în față, joacă și pe dreapta și pe stânga și în față, oriunde, și va fi foarte, foarte bun. Nu aveam rezervă de right winger. Și rest, suntem acoperiți pe toate pozițiile, am adus niște jucători cu experiență, avem și potențial în echipă și de asemenea avem o formație legendară, acest false 9 care a consacrat-o pe Barcelona, deci n-am mai văzut de foarte mult timp acest false 9. L-am făcut și pe De Jong CDM și este momentul să simulăm și sezonul cu numărul 2, să sperăm că o să fie un super, super sezon pentru Barcelona. Și surprize, surprize, ajungem în finala Champions League și ghiciți cu cine? Cu Real Madrid, asta da finală. Ei bine, Messi și compania reajung într-o finală de Champions League. Și de ce n-are Messi capitan? Trebuie să fie capitan, clar. Așa arată echipa după această mică reconstrucție. Nu mă așteptam să o terminăm atât de repede, dar se pare că am făcut niște alegeri bune în păstrarea jucătorilor. Mă rog, am păstrat toți jucătorii din apărare, portarul, mijlocul. N-am făcut așa multe transferuri, dacă e e așa, dar am adus rezerve, ceea ce cred că a contat și am manageriat banii destul de ok. Haideți să vedem cine a dat golurile sezonul acesta și este Ferran Torres, ajunge la 90 OVR, 32 de goluri, 13 contribuții. Victor Roque, surprinzător, și-a făcut treaba mai bine decât Messi pe partea de contribuții, are 23 de goluri, Messi are 10 doar, dar impresionant acest Victor Roque, iar pe asisturi se bate aici Pedri cu Torres. Haideți să vedem ce am făcut și în restul competițiilor înainte să începem această finală. Terminăm pe primul loc la Liga, de două ori la rând câștigăm la Liga. Câștigăm și Supercupa Spaniei, iar în Cupa Spaniei am fost eliminați la început de Valencia. Începem, zic, trecem de o grupă cu United, Benfica și Ajax, destul de grea grupa asta. Trecem de Leverkusen la penaltiuri, trecem de Bayern München, ne revanșăm pentru sezonul trecut, trecem de Milan și ajungem în finală cu Real Madrid. Hai să vedem echipa Real Madridului. Avem Bellingham acolo în mijloc, Vini în atac, Christensen care a venit de la noi, Militao l-au luat pe Trent, interesant, pe Elliot de la Liverpool și au un atacant numit Latasa, nu știu cine e. Asta este echipa noastră, Felix puțin obosit, dar restul jucătorilor sunt pregătiți și hai să-i dăm drumul la finala Champions League. Ia uite trofeu, băi, ia uite, jucăm cred că pe Stamford Bridge și o să fie un super, super match. Frenkie de Jong pentru Ferran Torres, bă, și iese Courtois, putea să fie golul lui Messi. Vini, deschide scorul, minutul 12. Ce fază bună pentru Real Madrid. Ce ne scoate Ter Stegen. Mamă, ce gol era. Dă-i Messi cu capul, bravo. Messi! Pasă bună pentru Joao Felix de la Messi. Și șutul în blocaj. Haide Messi și gol, 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 gol cu piciorul drept. Lionel Andres Messi deschide, de fapt nu deschide scorul, dă primul gol pentru noi și este un rezultat de egalitate. Ia uite ce se bucură capitanul nostru care are numărul 9, Fatinace, dar numărul 10 s-a supărat, a zis că bă, că te bac, că nu știu ce, și a rămas Messi cu 9. O,
O, ce pasă pentru Lionel Andres, Messi, de Messi, haide, și golul lui, bă, capitanul nostru revine la Barcelona să dea o dublă în finală, Doamne, ce-am făcut, acum am realizat, ok, n-ați văzut nimic. Vitor Roque scrie și brazilianul gol în această finală, a intrat în locul lui Felix și face aici o cursă de, nu știu, 50 de metri, nebună, mamă, bine mă, Vitor. Nu, respinge acolo, mamă, ce gol era să ne luăm. Nu, Rodrigo este offside acolo. Vitor Roque pentru Messi, o preluare pe pie pentru argentinian, dar nu găsește pasa pentru cred că Pedri era cu numărul 8. Și se termină partida, câștigăm Champions League-ul cu Barcelona din al doilea sezon. Dar reconstrucția nu se termină aici, pentru că mai trebuie să simulăm câteva sezoane. Mi se pare că nu este o reconstrucție completă după atât de puține sezoane. Câștigăm Champions League-ul și Messi în final reușește să mai câștige acolo în Champions League cu Barcelona, frate. Asta îmi doream. Uite, o să fie el cu trofeu. Nu, nu e Messi cu trofeu, e Balde cu trofeu, nu contează. E la noi Champions League-ul, ceea ce e cel mai important. Ia uite, parada în Barcelona, toată lumea e fericită aici. N-am fost până acum în Barcelona, dar îmi doresc foarte mult să merg, mai ales la un meci al Barcelonei, poate când o să fie și cam nou gata. Dar ia uite pe băieți aici, fără Xavi, că nu mai e Xavi aici, cine o să vină? Să sperăm că o să facă la fel de bună treaba cum am făcut eu pe această reconstrucție. Facem și ultimul transfer din sezonul cu numărul 3 și este un transfer super bun pentru că aducem un spaniol acasă. Și este vorba de Rodri, cum ați văzut și în imagine cu el. Vine Rodri pe 107 milioane de euro, destul de ieftin, sincer să fiu cu voi. Rămăsese în ultimul an de contract la City și o să fie foarte, foarte bun acolo. Și am mai adus două transferuri și anume Le Normand o să fie rezervă pentru Araujo și Kunde și a mai adus pe partea dreaptă un super jucător, un team of the year, mai exact este vorba de Jeremy Frimpong, un fundaș dreapta foarte, foarte bun, care a urcat super mult în ultima perioadă, în ultimii ani, ultimele sezoane. I-a luat locul lui Cancelo, l-am dat pe Cancelo și a mai dat o sumă de 10 milioane, 20 de milioane diferență și l-am adus pe Frimpong. Am scăzut un OVR, dar eu zic că este o variantă foarte bună de viitor. Cam așa arată echipa, Messi o să scadă în continuare, probabil Roque o să ia locul foarte, foarte curând, dacă nu i-a luat deja. O să facem niște schimbări de poziții, pe Frimpong îl vom face RB și pe De Jong îl vom face KM înapoi. Și asta este echipa pentru sezonul cu numărul 3. Hai să vedem dacă repetăm istoria de a ajunge în finala Champions League din nou. Ajunge la finalul sezonului și nicio urmă de Champions League. Hai să vedem echipa, am făcut mici modificări, l-am pus pe Roque pe stânga și pe Felix KF, pentru că asta era poziția lui Felix. Roque era și striker și am zis că bă, mai bine îl punem în bandă. Arată foarte bine, mai bine decât sezonul trecut. Adică toată lumea e peste 90 OVR în afară de Vitor Roque, care e mai tinerel, are 21 de ani, e cel mai tânăr din echipă. Uite și Gavi a crescut super mult sezonul ăsta. Dar ce s-a întâmplat cu echipa? Bă, nu s-a întâmplat mare lucru, am luat din nou campionatul. N-am luat supercupa, ne-a bătut Rayo Vallecano, bă, cu echipa asta. N-am luat nici cupa Spaniei. Iar în Champions League, what? N-am trecut de grupe, eu nu pot să cred. Păi, câștigătorii Champions League nu mai trec de grupe? Mă, ce? Dar am câștigat Europa League, cumva, nu știu cum. Cred că am zis să avem toate trofeele. Această reconstrucție, am trecut de Fener, de Leverkusen și de Athletic Bilbao plus Union Berlin. Ok, nu mă așteptam să câștigăm Europa League, dar uite că am făcut-o. Plus că am câștigat și Supercupa Europei, ceea ce e destul de tare. Hai să vedem în acest sezon cine a fost cel mai bun jucător pentru noi. Ferran Torres, deci nu pot să cred, 41 de contribuții și 16 asisturi. Bă,
chiar surprinzător a fost super bun Ferran Torres. Rocky 32 de goluri, Felix doar 20 și Messi că la 38 de ani reușește să dea doar 6 goluri. Ei bine, cam aceasta ar fi reconstrucția. Sper că a plăcut. Am câștigat Europa League, Champions League, toate trofeele acolo. A fost o reconstrucție destul de interesantă. Spuneți-mi voi în comentarii ce transferuri ați fi făcut la Barcelona și ce credeți că o să se întâmple odată ce va pleca și Xavi, ce antrenor va veni și ce schimbări o să mai apară la acest club. Eu am fost Sinner și să ai o zi minunată în continuare. Ne-am pupat. Pa, pa!